Salutare din nou, prieteni, și bine v-am găsit la un nou clip. Haideți să mai postăm și despre mașini, nu doar despre ATV-uri. Până la urmă, na, este un canal și de mașini, și de ATV-uri, și de toate nebunile. Haideți să vedeți ce avem noi astăzi în lucru. Avem un Volkswagen Touareg, se află chiar în spatele meu. Clientul a ajuns la noi pentru că nu mai vede absolut deloc cu aceste far. O să vă arăt ce vom face la această mașină. Este modelul de Touareg prima generație, cu farurile cu AFS. Sunt cele cu viraj. Cele care au aici două lupe nu au viraj pentru lupă. Aceasta este un pre-facelift față de primul model. Aceste faruri nu bat absolut deloc. Deci nu că deloc, nu există. Pe șosea nu există nicăieri. Deja o eroare în bord. Bun. Și acum am aprins farul. Deci nu vă păcălesc, da? Am aprins farul. Bun. Haideți să vă arăt. Sunt aprins. Da? Pentru a scoate farurile avem nevoie de această cheiță specială pe care o găsiți la roata de rezervă. Ies destul de ușor prin față, adică nu trebuie demontate bările, aripile, am mai auzit fel și fel de chestii pentru această mașină. Le vom decapsa, apoi vom înlocui aceste lupe cu niște lupe Biller. După cum observați, becurile deja pălpuie foarte tare. Probabil că sunt și neschimbate de mult timp. Uitați. Da, haideți să ne ocupăm de mașină și revenim cu rezultatul final să vedeți exact. Eu o să mai filmez între timp și când le demontăm și ce le mai facem, ca să vedeți așa pas cu pas ce este de fapt. Cheița aici vine introdusă și pur și simplu, teoretic și practic, se rotește și farul este scos în afară. Adică, da, vedeți că pur și simplu cu o singură mână și mă aveți aici în partea de jos o clemă unde puteți apăsa pe ea ca să iasă și mai repede farul. O șurubelniță dreaptă. Urmează să aplicăm soluția pentru dezlipirea sticlei, deoarece la acest model nu vom înlocui sticla. Pur și simplu îl injectăm. Avem o soluție specială. Uitați-vă cum se duce pe... Vedeți? Asta pur și simplu înmoaie siliconul. Și apoi este foarte ușor de îndepărtat plasticul de sticla de carcasă. Trebuie doar băgat la cuptor 10-15 minute la o temperatură constantă și iese imediat. Se lucrează la aceste faruri de Touareg. O să vă arăt cum am scos sticlele cu acea soluție. Au ieșit foarte, foarte mișto. Exact cum v-am promis, sticla a ieșit perfect. Uitați-vă. A ieșit foarte, foarte bine. Urmează să scoatem rama aceasta cromată și să punem noi de lupe beaded, să vedem cum bate. Exact cum bănuiam, lupa
Uitați-vă, în interior este gata, aici se vede, este foarte, foarte ars partea care reflectă aceasta. Asta, cum vă spuneam de fiecare dată, este de sticlă, se poate șterge fără nicio problemă, dar partea care proiectează prin ea este deteriorată. Și automat că nu mai are cum să mai bată prin lupă. Plus că na, și sticlele destul de arse, mecanismul pentru viraj rămâne pe poziția lui. Nu se modifică absolut nimic. Lupa vine exact plug and play pe șuruburile vechi. Uitați-vă cât de frumos se așează această lupă. Legăturile în spate, capacul merge pus. Acum urmează să măsurăm distanța de aici până în față, să vedem dacă există vreo diferență între lupa aceasta și lupa originală, ca să nu blocheze acel crom. Vedem exact acum. Uitați-vă cât de frumos așează rama pe lupa cea nouă, prinsă exact aici. Chiar sunt curios cum or să bat aceste faruri la Touareg. După cum știți, mai ales posesorii sunt foarte, foarte slabe. Ele și din fabrică sunt slabe ca faruri. Urmează să facem aici o probă, să vedem exact cum bat farurile. Ia pe probă, te rog. Na, aici se, o să fie un pic. O să vadă diferența. Da, dar mai degrabă așa. Mamă, ia pune semnal dreapta. Perfect. Ia puțin viraj. Ok. Ăla e, oprești. La fel și cea de-a doua lupă. Tot foarte, foarte deteriorată în partea de sus. Și extraordinar de afumată. Gata și cea de-a doua lupă. S-a montat, totul este perfect. A venit exact cum trebuie, așezată pe rama ei. Urmează să curățăm sticlele, să le polișăm, apoi să le punem pe mașină, să vedem ce treabă am făcut noi. Gata, le și polișăm, că na, vă dați seama, e păcat de lucrarea asta să nu le polișăm. Apoi le vom aplica și o folie de protecție, PPF cu autoregenerare. Și să le mai facem ultimele reglaje pe mașină. Să vedem exact cum bat. Așa a ieșit rezultatul după polish. Acum aplicăm și o folie de protecție, cum vă spuneam, cea cu autoregenerare, pe care noi o recomandăm la fiecare client. Le recomandăm să monteze așa ceva, deoarece este foarte, foarte calitativă și foarte, foarte bună. Iar rezultatul, dragi prieteni, acesta este. Urmează să le aliniem puțin. Ia să vedeți și pe fază lungă. Și ținând cont că este ziua. Da? Haideți să le și reglăm. Gata, oameni buni, le-am și aliniat. Haideți să vedem cum se vede și din fața mașina. S-a schimbat foarte, foarte mult și aspectul mașinii, că na, fiind ce trebuie acum polișate, cu folii, cu absolut tot, parcă o întinerește. Dragi prieteni, eu sunt Andrei, până data viitoare la următorul clip, vă doresc numai bine!